sale prin oraș e ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mine trag vagoane stivă, sunt locomotivă. Salutare prieteni, suntem la Brașov. Mâine vom alerga la Maratonul Internațional Brașov. Marea majoritate a comunității Adidas Runners va alerga cursa de semi-maraton. Eu voi alerga semi-maraton. Dorin va alerga semi-maraton. Undeva pe aici, în galben, este Mihai, care va alerga tot semi-maraton. Fetele sunt la susținere. Mare parte din gașcă este pe drum. Vom merge să luăm chiturile. Noi suntem lângă Biserica Neagră. Căutăm o cofetărie să mâncăm ceva dulce. Nu am reușit până acum, dar suntem pe drumul cel bun și sigur vom găsi prăjitura ideală. Ce faci, Mihai? Ești pregătit? Nu. Ba da, mă, sunt foarte pregătit. Ce faci mâine? Forță. 21 de kilometri. În cât timp? Sub oră 40, că am auzit că e diferență între traseul ăsta și traseul de la București. Faptul că avem ultimii 3 km de urcat, de pantă. Și sunt pregătit toată viața pentru urcare. Ce faci? Foarte bine. Pregătit? Căutăm o cofetărie să mâncăm aprăjiturii. Pregătit. Ce faci mâine? Ce să faci? 21 de kilometri în personal best pentru Brașov. O, da? Bine zis. Deci, ce faci, Irina? Bine. Pregătită pentru mine? Da, voi alerga maraton. Maraton, perfect! Primul tău maraton de poze, nu? Da. Sper să-ți iasă un PB, da? Personal best mâine. Da. Gata și de antrenamentul de încălzire. Mâine o nouă zi, o nouă cursă. Sunt cu Mihai. Mergem să ne întâlnim cu Dorin și dăm drumul la un 6 km, am de gând să fugărețe băieți astăzi, ca mâine să nu-mi pună probleme. 6 km, 6-8 lansate și gata de să iei maraton. Mâine rupem, rupem! 1 hour later. Pregătiți pentru mâine? Foarte. Ne-am încălzit bine? Foarte. Urmează? Ce urmează? 6 lansate. De cât? 100-120 de metri. La ce capacitate? 80%. 80%. Bine, bine, ne-am făcut temele. Foarte bine. Hai, la treabă cu voi. Pa! The next day. Bună de dimineața! Gata și încălzirea. Încă 20 minute până la start. Prima e perfectă. Puțin înnorat, dar sper să ne descurcăm. Sper să nu ploaie. Viața! Pregătit. Vremea e minunată. Gașca e pregătită. A fost startul la cursa de 5 km, cred. Destul de multă lume. Mihai, prezent, și aici e stegarul nostru, Dorin. Pregătit și la cursa de semi-maraton. Mihai la fel. On your mark, get set, slither! Number 6, Ce faci, mă? Felicitări, capitane! Ce ai făcut? 1.36. Cum a fost? Un minut foarte greu. Cum a fost în Poiana? Foarte, nu m-am întâlnit cursul, dar m-am întâlnit cu moartea. Nici eu. 3 km de urcare, așa că mort.
Noroc că la coborâre mai ne-a dat puțin gaz. Când te antrenezi cu capitanul, n-ai ai rezultate. Uite aici, locotenenți. Iau. Fibră și cârcei. Cum a fost, Mihai? A fost super, vremea a fost perfectă. Hai, nu chiar perfectă, a fost destul de cald. Bine, dar a fost cu nora, a mers bine. Panta a fost destul de dificilă, nu știu, cred că are vreo 2,5 km și are 17 grade. Nu mai vreau, eu vreau să uit, nu mai vreau să uit de mine panta aia. O să mergem să-i dăm acatiste. Da. Mergem la primire acum, primire la 2,5. Startul a fost la 8.40. Acum e cald, e super aglomerat Brașovul. Dar e frumos, acum e frumos, la față e frumos. Gambele mă dor, coapsele mă dor. Am nevoie de antrenament de pantă. Da, așa se întâmplă când duci un alergător de plat pe pantă. E crimă și pedeapsă. A fost greu, dar a fost frumos. Oricum nu ne auzi nimeni, sunt doar noi doi. Acum o să îmi rostești următorul nume. Să vezi ce gălăcie mare o să se audă. Fii atentă! Fii atentă! Locul 2, știți că Alexandru Cornețe? Face, dar după 21 de km legați în Brașov, cu urcarea splendidă până în Poiana Brașov, am ajuns să cărăm și toate bagajele, și ale noastre și ale fetelor. Norocoși, norocoși!